Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 27 februarie 5 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te așteptăm cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei Capricorni, este o săptămână foarte bună. Uite, în primul rând, este o săptămână în care ești foarte bine susținut pe proiecte, pe relația cu ceilalți. Este o săptămână în care se mai rezolvă acele probleme legate de persoana iubită, legate de un copil, legate de niște acte și bineînțeles că pentru unii capricorni discutăm despre o săptămână bună în care puteți să semnați ceva legat de un proiect sau este o săptămână în care aveți prietenii aproape, în care aveți tot felul de oameni care vă pot ajuta în problemele pe care le aveți. Dacă locul tău de muncă presupune să lucrezi cu oamenii, cu ceilalți, ei uite că este o săptămână foarte bună din acest punct de vedere. Îți vin mulți oameni, se rezolvă problemele și uite creativitatea ta o să te ajute foarte, foarte mult. Bun, mai mult decât atât, uite, este o perioadă pentru tine în care um, ai foarte multă susținere pe casă și pe familie. Uite că, în această săptămână, rezolvi niște probleme legate de o casă, de un teren, de o moștenire. Se întâmplă ceva frumos în familia ta, e un eveniment frumos acolo. Iar pentru alți capricorni este o săptămână foarte, foarte bună să primiți ajutor din partea unei femei din familie. Deci, e cineva acolo care vă ajută, e cineva care vă sprijină, și mai mult decât atât, nu m-ar mira să văd capricorni care se hotărăsc să se mute împreună cu persoana iubită, să facă. Cunoștință cu rudele persoanei iubite sau voi să prezentați persoana iubită familiei, iar alți capricorni, vedeți că aflați de o nuntă în familie, aflați de ceva frumos acolo care se petrece. Bun, e un noroc acolo pe care l-ai și bineînțeles că vei fi foarte concentrat pe așa ceva. Tot această săptămână vine cu niște rezolvări legate de valoarea tapei. În sfârșit, îți dai și tu seama cât valorezi, cine ești. Se rezolvă ceva legat de bani, poți să primești o avansare la muncă, poți să fii apreciat acum, la adevărata ta valoare, iar Capricornii care vă căutați un loc de muncă, acum aveți ocazia să găsiți. Cei care nu lucrați sau cei care nu sunteți interesați de muncă, vedeți că este o săptămână în care toate activitățile pe care le faceți vor fi extraordinar de bine apreciate de către ceilalți. Mai mult decât atât, începând cu intrarea lui Mercur în semnul peștilor, pe data de 3 martie, Până pe 19 martie, ești foarte bine susținut pe drumuri, pe comunicare, pe studiu, pe relația cu rudele, relația cu persoanele apropiate. Aici ești extraordinar de bine susținut. O să vezi că va fi nevoie să faci multe drumuri, să vorbești foarte mult și vezi că ai intuiția necesară, adică lucrurile sunt bune aici pentru tine. Apoi, weekendul, bineînțeles că vine cu niște tensiuni, cu niște lupte de orgolii în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, în cercul tău de prieteni, acolo e ceva, ce nu e în regulă. Da? Sunt niște lucruri pe care e bine să, să le trateze așa cu oarecare indiferență. Ce se termină, lasă să se termine, nu insista pentru că nu este ok. Da. Și mai mult decât atât, vezi că este o perioadă așa în care va fi nevoie să te ocupi foarte mult de plăcerile tale, adică încearcă să te pui puțin pe primul loc pentru că nu ți-ar strica absolut deloc. Bineînțeles că în weekend pot apărea discuții în contradictoriu, tensiuni legate de prieteni, legate de viitorul tău, de valoarea pe care tu o ai și bineînțeles că niște conflicte între femei ar putea să amplifice situația. Să vedem acum și uh, arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână. Să vedem, dragii mei capricorni, 27 februarie, 5 martie, pentru tine. Mesajul este justiția divină imanentă. Foarte frumos. Numerele importante. 3, 2... 5 și 32. Uite, pot fi zile importante pentru tine. Da? Culorile sunt albastru, argintiu, auriu și non culoarea alb pentru tine. Iar arhanghelul Racuel este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Sunt emisarul înțelept al justiției divine, sunt apărătorul angelic al celor prigoniți, asupți, asupriți, neîndreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Foarte frumos, deci ești extrem de bine susținut în această săptămână În acele situații în care ai fost neîndreptățit, în acele situații în care te-ai simțit mințit, te-ai simțit rădat Și uite că Arhanghelul Racuiel te ajută să faci lumină și să apară dreptatea în viața ta Să vedem în continuare și tarotul ce are să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână să vedem, dragi capricorni, care sunt mesajele. Să vedem, dragi capricorni, ce faceți voi? La baza pachetului pentru tine avem șase de cupe, care este cartea copilăriei vorbește despre un suflet pereche despre trecut vorbește despre faptul că îți dorești foarte mult să trăiești din plin, îți dorești să te bucuri de lucrurile mărunte din viața ta exact ca un copil, dar în unele cazuri văd aici o problemă legată de o rivală din trecut, fie că este o persoană cu care nu te înțeles. Da? Fie este o persoană, să spun așa, care este lângă tine și care oricum face competiție cu tine Optul de cupe avem aici, care vine cu o renunțare Este o săptămână în care tu alegi să lași lucrurile negative în urma ta Să lași toate acele lucruri mai puțin plăcute care s-au întâmplat Fie o ceartă vrei să o dai uitării, fie un eveniment care nu ți-a plăcut și vrei ca lucrurile să funcționeze într-o altă manieră în mintea ta, arcana majoră, lumea, foarte frumos, aici este o perioadă în care tu vei străluci și văd o săptămână în care tu primești un răspuns pozitiv sau tu oferi un răspuns pozitiv unei persoane. Lumea vorbește despre succes, despre armonie, despre acea perioadă în care se închide, așa cum am spus, o perioadă mai puțin plăcută din viața ta. Ești protejat aici, ai persoane importante, ai un loc sigur în societate, la muncă, într-o relație. În inima ta, doi de cupe, o relație personală are o importanță specială în această săptămână. Comunici cu cineva foarte mult, fie cu un prieten, cu persoana iubită, cu cineva din familie. Aici sunt tot felul de conversații care vor avea loc. Pentru unii discutăm despre o întâlnire, dar și despre o decizie Uh, ori de asta sta împreună cu o persoană, ori este o decizie aici care, atenție, ține foarte mult de a merge pe un drum împreună cu o persoană pe un termen mai lung. Da? Apoi asul de monede, foarte frumos. Asul de monede vine cu o șansă, cu o oportunitate pentru tine. În această săptămână începi să vezi niște dovezi care ție îți dau încredere să mergi mai departe, dar tot asul de monede poate să însemne și un nou proiect care apare sau faptul că vrei să, nu știu, Îți schimbi locul în care lucrezi, deci se fac acolo niște renovări sau uh, schimbi ceva în casa ta, mergi într-un loc nou în această săptămână care te va ajuta foarte, foarte mult. În continuare, justiția, o legătură cu zodia balanță, este o săptămână în care actele au un important rol pentru tine, dar văd aici și faptul că ceva se clarifică, deci te repetă mesajul cu această justiție. Fie că este o dreptate divină. Fie că se rezolvă ceva din punct de vedere legal pentru tine, nouă decupe următoarea carte, multă bucurie în plan personal văd aici că ai legătură cu cineva care se simte împlinit, mulțumit, cineva care simte că are tot ceea ce îi trebuie alături de tine și este cineva care se bucură de faptul că se termină această etapă, că se încheie. Ultima carte pentru tine, Arcana Majoră, Spânzuratul, O Legătură cu Zodia Pești, văd aici. Să știi că este o săptămână în care apare un oarecare blocaj, în plan profesional, sau este o perioadă în care ceva încetinește. Văd aici o persoană care începe să te vadă dintr-un alt punct de vedere. Este ca și cum ai avansa la muncă sau reușești să crești în ochii celorlalți. Da? Um. Pot apărea anumite întârzieri pentru unii dintre voi, dar văd o foarte mare eliberare de aici. Lucrurile sunt extraordinar de bune. Cineva vrea să-ți fie alături pe o perioadă mai mare de timp. Fie un prieten, cineva din familie, persoana iubită, dar, repet, dacă ești un capricorn singur, uite că acum se elimină sau acum printr-o activitate sau pur și simplu tu te gândești, uite, nu mai are sens să mai stau cu gândul la persoana aia din trecut, la problema pe care am avut-o, pentru că văd aici că unii ați avut probleme foarte mari, mai ales din punct de vedere emoțional, deci ați trecut printr-o rupere, printr-o despărțire, ați pierdut pe cineva drag, ceva aici s-a întâmplat, dar în această săptămână toată această poveste se lasă în urmă și eu văd aici că tu ai un rol foarte, foarte important în această situație. Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și dacă ești interesat, te aștept cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că urmează și pentru tine schimbări mari, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.